două, două cuvinte, fără niciun fel de intenție polemică. Mă gândesc că, mai ales că suntem foarte aproape de toată dezbaterea referitoare la modificarea Constituției, în România de astăzi nu cred că într-un fel homosexualitatea sau feminismul ar reprezenta pericole. Nici de cum. Ba, aș putea spune că feminismul, ca și homosexualitatea, sunt două realități cu totul marginalizate în societatea românească. Mă gândesc, de exemplu, că la Universitatea din București, pe care o slujim cu toții profesori și studenți deopotrivă, la nivelul cel mai înalt de conducere, regăsim 9 personalități. Din acești 9 oameni care conduc Universitatea din București, 8 sunt bărbați. Cu toate că în Universitatea din București, corpul profesoral este alcătuit undeva între 65 și 70% din femei, cadre didactice femei. Asta spune totul, de fapt. Vorbim despre Universitatea din București, nu vorbim despre cine știe ce sat dintr-un ținut mai îndepărtat al României sau despre o universitate privată unde primează alte considerente. Astăzi, da, în 2018, care se va încheia peste multă vreme. Deci, de fapt, realitatea vine peste noi cu duritatea ei dintotdeauna și ne arată cam pe unde ne aflăm. Cred că, din punct de vedere psihologic, societatea românească e undeva între 1880 și 1890 și vedem lucrul ăsta zi de zi. Mulțumesc foarte mult, o să răspund și eu foarte repede.